Lăudat să fie Domnul! Vreau să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta care am putut sta în prezența Lui. Cred din toată inima căci fiecare dintre noi am simțit prezența Domnului în adunare. Până aici cred din toată inima căci Dumnezeu ne-a cercetat inima. La timpul de rugăciune am simțit Duhul Sfânt peste poporul Său. Binecuvântat să fie Domnul! Am simțit Duhul Sfânt în cântare și cred din toată inima că cântarea a ridicat și ridică inimile noastre, lăudat să fie Domnul. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească și prin cuvânt. Mă rog ca Dumnezeu să facă în adevăr să fim liberi în Hristos. M-am gândit la un lucru și vreau să vi-l mărturisesc că m-am gândit în felul următor că dacă libertatea noastră ar depinde de slujitorii bisericii, de fratele Marius, am fi foarte triști în inima noastră pentru că fratele Marius este plecat de multe ori într-o parte, în alta, în slujire și ne bucurăm pentru faptul acesta că și Dumnezeu îl folosește în slujire. Și m-am gândit eu că și dacă ar fi libertatea noastră să depindă de slujitorii bisericii, de un om, am fi nenorociți, dar libertatea noastră depinde de Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Libertatea noastră, creștinului, depinde secretul, Scriptura, secretul libertății depline, binecuvântat să fie Domnul. Și lucrul acesta m-am bucurat și mă bucur în sufletul meu. M-am zis eu că dacă ar fi ca libertatea voastră să depindă de mine însumi, nu e așa că am fi, chiar că nenorociți, m-am zis că, Doamne, chiar că am fi nenorociți, că mă văd un nimic în fața Ta, înaintea cuvântului Tău, înaintea bisericii. Și am zis că dacă libertatea creștină, libertatea bisericii ar depinde de mine însumi, am fi nenorociți, dar libertatea noastră este în Hristos, lăudat să fie Domnul. El este Cel ce ne face liberi, El este Cel ce ne-a binecuvântat și El este Cel ce ne încă vrea să ne ridice, lăudat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc, să recitesc câteva versete care s-au citit și în această dimineață. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească, mă rog ca cuvântul lui Dumnezeu să facă în adevăr să fim liberi și orice gând, să-L facem rob ascultării de Hristos, orice gând, orice duh străin, orice plan al celui rău să aducă Dumnezeu eliberare, să aducă Dumnezeu ușurare și noi în adevăr să fim liberi, să plecăm acasă liberi cu Hristos împreună. Haideți să deschidem din nou Scripturile în Galateni capitolul 5. În această dimineață vreau să vă spun că m-am bucurat și am zis așa, Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu vorbești. Mesajul pe care l-am aseară l-am pregătit și fratele Iulian a mărturisit că el dimineață a adus mesajul acesta și cuvântul pe care l-am eu l-am pregătit înaintea lui și poate că unele lucruri le voi repeta, dar bucuria mea este că Duhul Sfânt este Cel ce conduce biserica, Duhul Sfânt este Cel ce ne va vorbi și El este Cel ce vrea să ne ridice, lăudat să fie Domnul. Vreau să citesc ultima parte a versetului 31 din Galateni 4, apoi versetul 1 din Galateni 5 și versetele 13-14 din Galateni capitolul 5. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Dragii mei, vreau să aduc câteva gânduri și așa cum am spus că subiectul din această zi, în această săptămână, ni s-a vorbit despre libertatea, libertatea creștinului. Dimineața ni s-a vorbit din Galateni și s-a arătat în mijlocul nostru argumentul istoric și fiecare dintre noi, haideți să ne gândim, dacă vreți, la ziua noastră în care am hotărât să-L urmăm pe Dumnezeu, la luptele noastre pe care le-am dus fiecare dintre noi, până când am încheiat acest legământ cu Dumnezeul nostru. Și s-a vorbit de acest argument ilustrativ și ni s-a dat această ilustrație și apoi s-a vorbit de argumentul practic. Și vreau în seara aceasta să mă opresc asupra acestui argument și
Zic ca Dumnezeu să ne dăruiască puterea aceasta în adevăr, să ne vedem, să ne verificăm viața noastră dacă în adevăr trăim în libertate, dacă în adevăr suntem liberi față de păcat. Haideți să ne gândim și vreau înainte de toate, am vrea să ne gândim care sunt lucrurile care ne-ar putea să ne împiedice să avem această libertate. Vreau să ne gândim fiecare dintre noi, în adevăr, sunt eu liber? Ca și tânăr, sunt eu liber în adevăr? Am eu această libertate? Sau sunt sub jugul acesta al robiei încă? Mie îmi place foarte mult și vreau să citesc, mai mult voi citi probabil în seara aceasta din Scriptură și mă rog acest cuvânt al Scripturii să ne vorbească, să ne cerceteze și mai mult decât aș putea eu spun, Scriptura însuși, mă rog ca să ne miște inimile noastre, gândurile noastre și Dumnezeu prin Scriptură să ne lumineze inimile noastre. Haideți să ne gândim, fiecare dintre noi, suntem noi liberi față de păcat? Pavel spunea în Romani capitolul 7, versetul 14, arăta această luptă și spunea el, exclama el, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Știm în adevăr, versetul 14, că legea este bună și duhovnicească, dar eu sunt pământesc, rob, vândut păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc, dar acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta căci legea este bună și dacă atunci nu mai sunt eu cel ce fac lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știm în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am puterea să fac acest bine. Nu e așa că această stare de luptă interioară fiecare dintre noi am trăit-o? Când am fost conștientizați de păcatul nostru, fiecare dintre noi am dus lupta aceasta și ne-am cercetat și am zis, Doamne, vreau să fac binele, dar iată că nu pot să-l fac acest bine. Vreau să pot să trăiesc, vreau să mă bucur de viață, vreau să mă bucur de libertatea aceasta, dar sunt rob al păcatului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne dăruiască puterea aceasta, că în Hristos suntem liberi. Pavel spune în versetul 24, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar el spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Adică privirea noastră să fie îndreptată la Hristos, Mântuitorul nostru. Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Căci El ne-a adus această libertate. Căci El ne-a dat această libertate. Și Duhul Sfânt spunea aici că vrea să facă o eliberare, vrea să ne facă în adevăr să fim liberi. Dar trebuie să spunem și noi lucrul acesta. Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta, dar trebuie să spun și eu, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trebuie să recunoaștem că avem nevoie de eliberarea lui Hristos. Trebuie să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că suntem chinuiți de acest duh al sinuciderii. Dumnezeu vrea să elibereze. Dumnezeu dorește libertatea noastră, dar trebuie să recunoști că ești chinuit de acest duh să te sinucizi. Dacă vei recunoaște lucrul acesta, Dumnezeu proclamă libertate, lăudat să fie Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să ne dăruiască puterea aceasta, să recunoaștem că avem nevoie de Hristos. Haideți să nu mai stăm chinuiți de aceste apăsări. Haideți să nu mai stăm chinuiți sub pedeapsa aceasta, sub puterea aceasta păcatului și să ieșim în față, să mărturisim cu gura noastră că avem nevoie de Hristos. Dragii mei, eu cred că și Duhul Sfânt este cel ce poate să facă lucruri mari. Eu cred că dacă Dumnezeu a spus că vrea să facă liberi pe unii, în această seară Dumnezeu o va face. Dar știți ce? Dumnezeu nu va trece niciodată peste voința ta. Dumnezeu îți spune în față, vrei să fii liber? Vrei să te bucuri de libertate? Drag tânăr care ești aici, știi ce? Iubesc faptul acesta că de multe ori dedicăm mult timp cântării, ne pregătim să cântăm, consumăm mult din timpul nostru să fim în biserică, în această zi am stat în biserică, dar mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu în adevăr să vă facă să fiți liberi față de păcat.
Mă rog ca Dumnezeu în adevăr să lucreze în noi și să facă, să ne dea puterea aceasta, să recunoaștem că ce avem nevoie de această libertate. Căci dacă nu Hristos, Dumnezeu are această putere, dar dacă noi nu venim în fața lui Dumnezeu să recunoaștem lucrul acesta, noi nu ne vom putea bucura niciodată de această libertate. Vreau să motivez pe această cale să mărturisim că ce avem nevoie de lucrul acesta. Dacă ești legat, ești rob, dacă faci ceea ce urăști să faci, vină în fața bisericii, vină în fața slujitorilor lui Dumnezeu, cere ajutorul unui om puternic, spiritual, un om mai înalt spiritual, care poate să te ajute, mărturisește-ți vina, mărturisește-ți lucruri de care ești biruit. Scriptura spune că oricare în Ioan, că spune așa, căci oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dacă trăiești în păcat, dacă faci ceea ce urăști și după ce ai săvârșit păcatul, după ce ai săvârșit nelegirea, ai starea aceea de amărăciune, ai starea aceea de apăsare și se repetă lucrul acesta în viața ta zi cu zi, ai curajul acesta să ceri ajutorul bisericii. Ai curajul acesta, te îndemn înaintea lui Dumnezeu, vino și mărturisește slujitorilor lui Dumnezeu. Și cred din toată inima că Dumnezeu poate să facă libertatea aceasta, să-ți dea libertatea aceasta și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Putem să fim robi ai diavolului și nu de multe ori când Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta, au adus la El mulți oameni îndrăciți, oameni care erau robiți, posedați de duhuri și Dumnezeu, Hristos a murit ca să ne facă liberi de sub puterea aceasta a diavolului. Mă rog ca Dumnezeu să sădească noi credința aceasta, să ne dăruiască credința aceasta în inimă, că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta ca să nimicească lucrările celui rău, ca să poată să aibă autoritate, să smulgă, dacă vreți, din lumea aceasta orice suflet. Și mă rog ca Dumnezeu să mărească credința noastră, să ne mărească credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos, care poate să ne elibereze și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau ca să, în primul rând, vreau să vorbesc trei lucruri, știți ce? Sunt lucruri pe care le știm, sunt lucruri, nu voi aduce nimic nou din ceea ce voi aduce în fața dumneavoastră, nu va fi nimic nou pentru unii probabil va fi ceva nou, dar pentru majoritatea dintre noi sunt cuvinte simple, sunt cuvintele Evangheliei pe care le voi pronunța, dar mă rog în adevăr ca aceste cuvinte să lucreze noi credința aceasta și să ne facă în adevăr liberi. Cine ne poate pe noi să ne facă liberi? În primul rând, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune așa versetul care l-am citit, Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Iisus Hristos este Cel care a venit în lumea aceasta și în Ioan capitolul, Evanghelia după Ioan capitolul 8, versetul 36 spune așa, deci, dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi în adevăr slobozi. Iisus Hristos, probabil că când ați auzit că Duhul Sfânt că va vorbi inimilor noastre, când ați auzit că Duhul Sfânt va ridica și ne va transmite mesajul lui de ridicare. Probabil că de multe ori noi ne gândim mult și am avea așteptări mari, am aștepta un mesaj extraordinar, dar mesajul este simplu, știți ce? Dacă vrei să fii liber, Iisus Hristos este Cel ce ne aduce libertatea. Dacă vrei să fii liber de păcatul tău, dacă vrei să fii liber de neputința ta, dacă vrei să fii liber de vorbirea de rău, de nemulțumire, Iisus Hristos este Cel ce ne aduce libertatea, lăudat să fie Domnul! Dragii mei, nu e o altă Evanghelie, Evanghelia este aceasta. Cine voiește să fie liber, Hristos aduce libertatea, lăudat să fie Domnul! El este Cel ce aduce, ne face liber, căci dacă Fiul vă va face liber, veți fi în adevăr liberi. Haideți să avem credința aceasta, haideți să îi cerem lui Dumnezeu să așeze noi credința aceasta că Iisus Hristos poate să ne aducă libertatea aceasta, să ne facă liberi de păcatul nostru, de povara noastră și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. În Romani, capitolul 6, versetul 3 și 4, ne arată felul acesta că noi toți
Trebuie să ne socotim morți, să ne răstihnim împreună cu Hristos, firea noastră pământească, să murim împreună cu Hristos. Și spune așa în Romani 6, versetul 7, spune în felul următor, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Dacă încă păcatul mai stăpânește peste viața noastră, dacă încă păcatul ne mai ghidează viața noastră și noi suntem robei păcatului, încă nu am murit de drept, încă nu ne-am răstihnit firea noastră pământească împreună cu Iisus Hristos, mă rog ca Dumnezeu să ne dăruiască puterea aceasta, să-i spunem, să-i cerem, Doamne, vrem în adevăr să murim față de păcat. Vrem ori de câte ori ispita, pofta, plăcerea păcatului vine peste viața noastră, vrem în adevăr să murim față de păcat. Să nu mai simțim nicio plăcere, să nu mai simțim nicio dorință păcătoasă, să nu mai avem alergarea aceea nebună de a săvârși nelegiuirea. Haideți să ne gândim și eu mi-am cercetat și eu pot să spun că am fost robit de multe lucruri, dar Hristos m-a eliberat. Am fost un tânăr destul de răzvrătit. Dacă se spune că la 18 ani așteaptă tinerii și așteaptă unii să fie liber, să ajungă la majorat, să se bucure, așa zis, de libertatea aceasta în lumea aceasta, eu mi-am luat libertatea de la 14 ani. Eu de la 14 ani, când am văzut buletinul românesc în mână, am zis, gata, sunt liber, fac ce vreau. Eu n-am mai așteptat să împlinesc 18 ani ca să zic că sunt liber. Eu de la 14 ani și, drept vorbind, am fost liber, dar am fost rob al păcatului. Zic ca Dumnezeu să ne dăruiască puterea aceasta să fim în adevăr liberi. Dar știu că vă zgârie urechea de multe ori când sunteți învățați de părinții voștri, de cei mai în vârstă, să ascultați de ei. Și orice ar spune părinții, orice ar spune un om mai în vârstă, vă zgârie și n-acceptați. Și spuneți, am viața mea, fac ce vreau cu eu, sunt liber să fac ceea ce îmi doresc. Ascultă-mă bine, tu nu ești liber. Vei ieși și nu vei mai fi sub privirea părinților și te vei bucura probabil în ghilimele de libertatea că părinții nu te vor mai vedea, dar nu vei face niciodată ceea ce voiești tu, fiindcă vei deveni rob al păcatului. Vei avea un alt stăpân. Dacă fugi de stăpânirea aceasta, dacă vreți, a părinților, de privegherea părinților și zici că vrei să fii liber, nu vei ajunge liber, fiindcă va veni un alt stăpân care să stăpânească peste viața ta și peste ființa ta și va fi diavolul, va fi păcatul care va stăpâni peste voi. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu puterea aceasta, Doamne, ajută-ne să căutăm libertatea, dar libertatea aceasta să fie în Hristos Iisus Domnul nostru. Amin. Un alt lucru care ne aduce libertatea și care ne face să fim liberi este cuvântul lui Dumnezeu. Tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 31 și 32, spune așa, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Cunoașterea aceasta Scripturii ne va duce libertatea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne va face liber față de păcat. Vom cunoaște adevărul și adevărul ne va face liberi. Nu vă astupați urechea și haideți să nu ne astupăm, mă includ și eu, ori de câte ori este proclamat cuvântul lui Dumnezeu adevărul, haideți să nu ne astupăm urechile și să le deschidem larg, căci acest adevăr, acest cuvânt ne va face slobos, ne va da cunoștința și vom vedea mai departe importanța legii pe care Dumnezeu a dat-o, ne va da cunoștința păcatului, vom cunoaște lucrul acesta adevărul și adevărul ne va face slobos. În Iacov, capitolul 1, versetul 25. Versetul 25, versetul 22. Haideți să citiți la versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine
își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea sloboziniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Haideți să ne adâncim privirile în legea desăvârșită, care este legea sloboziniei, cuvântul lui Dumnezeu. Adâncirea aceasta în Scriptură, cunoașterea Scripturii, ne va aduce libertate. Probabil că pentru mulți, când este vorba despre studiu biblic, când este vorba îndemnul acesta de a te apropia de Scriptură, veți spune: știu lucrul acesta. De atâtea ori sunt ani de pocăință care ni se spune: citește Scriptura, citiți Scriptura. Dragii mei, nu există libertate fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să te bucuri de libertate dacă nu te hrănești din Scriptură. Nu ai cum, nu ai cum. Dacă vrei să fii liber, nu ai altă soluție, este Scriptura. Adâncește-ți privirile în legea desăvârșită, care este legea sloboziniei, și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Zic ca Dumnezeu să lucreze în noi. Sunt lucruri simple, sunt lucruri pe care s-au repetat zi de zi și se repetă de la amvonul bisericii. Dar haidem în adevăr să le punem la inimă și să credem cuvântul lui Dumnezeu, că dacă vrem să fim în adevăr liberi, trebuie să ne apropiem de Scriptură. Trebuie să dedicăm timpul nostru Scripturii și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Zic ca Dumnezeu să strânească noi tot mai mult dorința aceasta de a cerceta Scripturile. Știți ce? Cunoaștem multe lucruri și ajungem să cunoaștem multe lucruri, dar haidem să fim, așa cum spune Iacov, împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să împlinim cu fapta și cu adevărul Scriptura și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Zic ca Dumnezeu să lucreze noi și să ne putem bucura în adevăr de libertatea aceasta și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să citesc câteva versete tot așa din Romani, capitolul 7, în care ne arată importanța legii. De ce a fost dată legea? Și să ne apropiem de Scriptură și să spunem: deci ce vom zice? Legea este cumva, legea este ceva păcătos? Nici de cum, dimpotrivă. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilej și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a măgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a pricinuit moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară de cale de păcătos, prin faptul că se slujea prin aceeași poruncă. Cuvântul lui Dumnezeu, nu vom cunoaște niciodată păcatul. Ce este păcat? Ceea ce ne robește, ceea ce ne face și ne ține robe ai păcatului, dacă n-ar fi porunca, dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne pună dorința aceasta, să ne apropiem de Scriptură și să îi cere lui Dumnezeu: Doamne, când citesc în Scriptură, arată-mi ce este păcat în mine, arată-mi ce lucru mă ține rob și să pot să fiu un adevăr liber. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca Dumnezeu să ne întărească și să ne dăruiască biruință în privința aceasta. Amin. Ce nu este libertatea creștină? Faptul că Dumnezeu ne-a chemat la libertate și Dumnezeu vrea să ne bucurăm de libertate. Putem trăi oricum, putem să facem chiar ceea ce voim noi, și vreau câteva gânduri să le mai am, care s-au spus și dimineață, dar vreau să le reînnoiesc în mintea noastră și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dăruiască puterea aceasta să înțelegem ce nu este libertatea creștină. Și primul gând care este lucrul acesta: libertatea creștină nu este libertatea de a trăi după poftele firii pământești. Și ni s-a spus și de dimineață că, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească.
Faptul că și noi am fost chemați la această slobozenie, noi nu trebuie să facem și să trăim acum pentru firea aceasta pământească, ci noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, să urâm păcatul și, așa cum spunea în versetul 16, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Datoria noastră este să umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt, să umblăm, așa cum am spus, să umblăm după lucrurile Duhului Sfânt. În Romani, capitolul 8, ne arăta și ni s-a citit și de dimineață că umblarea după lucrurile firii pământești este moartea, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viața veșnică. Și Dumnezeu a trimis în inimile noastre Duhul Fiului Său. Și doar prin puterea aceasta, doar prin Duhul Său cel Sfânt, noi putem să împlinim voia lui Dumnezeu. Noi putem să ne apropiem de Dumnezeu și să putem împlini și să avem parte de această libertate. Să nu împlinim poftele firii pământești. Faptul că am fost chemați la această libertate, noi nu trebuie să împlinim aceste pofte, să trăim, să mai trăim din nou după aceste pofte a firii pământești. Și vreau să citesc din nou din Romani, capitolul 6, care spune în felul următor: tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftile lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Dacă odinioară trupul acesta, mădularele noastre, erau roabe ale necurăției, erau roabe ale păcatului, dacă făceam ceea ce nu voiam și mâna noastră, odinioară, făceam ceea ce nu voim noi, acum Scriptura ne îndeamnă să nu mai trăim după poftele acestei firii pământești și dați-vă pe voi înșivă. Dați mădularele voastre în stăpânirea lui Dumnezeu. Dați ceea ce aveți voi, trupul acesta, dacă odinioară stăpânea peste noi păcatul, stăpânea peste noi diavolul, acum haideți să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu. Haideți să dăm ochii noștri în stăpânirea lui Dumnezeu și haideți să recunoaștem nevoia aceasta. Și ni s-a spus de multe ori, repet lucrul acesta, că cred că Dumnezeu va face libertatea aceasta. Dacă odinioară ne uitam la tot lucruri stricate, dacă urmăream pe internet tot felul de lucruri murdare, pornografie, lucruri pe care ne-am mânjit trupul nostru, ochii noștri, haidem acum acești ochi să-i dăm în slujba lui Dumnezeu. Haidem acum acești ochi să-i punem să citească Scriptura. Haidem să ne oprim, știți ce? Haidem să recunoaștem, dragi tineri, dragi frați, haidem să recunoaștem că suntem robiți de lucrurile acestea. Repet lucrul acesta și nu mi-este greu, dar cred din toată inima că și Dumnezeu vrea să facă eliberarea aceasta. Haidem să punem mădularele noastre în slujba lui Dumnezeu. Haidem să punem frâu privirilor noastre. De atâtea ori Dumnezeu ne-a îndemnat, de atâtea ori Duhul Sfânt a strigat în mijlocul nostru, la sfințenie. Dragi tineri, haideți să ne luăm hotărârea aceasta noi. Privirea mea vreau să fie curată. Scriptura spunea că și dacă ochiul tău este curat, va fi tot trupul tău curat. Haideți să ne gândim la ceea ce privește ochii noi. Ce privim noi atunci când nu ne vede nimeni? Ce vizionăm noi atunci când suntem singuri? Ce trist este că și de multe ori auzi că grupuri de tineri, un grup mai mare, se întâlnesc și se uită la lucruri care n-ar trebui să se uite. Zic ca Dumnezeu să ne facă conștienți de păcatul nostru. Dacă n-ajungem să fim conștienți de păcatul nostru, n-avem cum să ne putem bucura de libertatea aceasta. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne punem suporturi, dacă vreți, biblice la păcatele noastre și la dorințele noastre. Zic ca Dumnezeu să ne lumineze și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt lucru care vreau să-l subliniez despre libertatea creștină nu este libertatea de a-mi exploata semenul. Și se spunea și de dimineață și repet lucrul acesta, că Scriptura ne îndeamnă să ne slujim unii altora în dragoste. Și apoi versetul 15 spune: dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Dragii mei,
Vorbesc liber și vreau ca din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Lucrul acesta este un adevăr. Vegheați să nu vă mușcați unii pe alții și haideți să veghem în adevăr. Și de multe ori s-aud vorbe care n-ar trebui să se audă. De multe ori auzi frați care vorbesc slujitorii de rău și n-ar trebui să se audă. Luați seama să nu vă mușcați unii pe alții, ca să nu fiți nimiciți unii de alții. Haideți să punem, să ne aplicăm urechea la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să nu trecem și să nu ne socotim acest cuvânt care ni s-a spus de dimineață și vreau să spun lucrul acesta. Pentru mine a fost ca și o confirmare că și trebuie să spun lucrul acesta. Trebuie să veghem, să nu ne mușcăm unii pe alții. Și au spus-o și frații care au fost în mijlocul nostru, dragii mei, pentru joi seara, dacă îmi greșesc, sau marți seara, nu mai simt dragostea aia care era odinioară. Mai există oare dragostea aceea care era odinioară față de semeni, față de biserică, față de slujitorii care sunt în biserică? Vrei să fii liber? Recunoaște faptul că ți-ai vorbit slujitorii de rău. Recunoaște faptul că ponegrești pe aproapele tău și murdărești imaginea semenului tău pe care Dumnezeu l-a chemat și l-a făcut curat să fie Hristos. Recunoaște adevărul acesta pe care Dumnezeu ți l-a spus de atâtea ori și te vei bucura de libertate. Nu poți să te bucuri de libertate pentru faptul acesta că vă mușcați și vă mâncați unii pe alții. Sunt cuvinte poate grele pentru unii, sunt cuvinte pe care nu le-am fi dorit să le ascultăm de la anvoanele biserici, dar sunt adevăruri pe care Dumnezeu ne le îndeamnă și ne le spune. Luați seama să nu fiți nimiciți prin lucrul acesta și probabil că tu zici că ești tare, dar aude altul care este mai slab, că vorbești pe slujitorul Domnului, că vorbești dirijorul de rău și aude altul care este mai slab ca tine credință și nimicești pe fratele tău pe care Hristos a murit pentru el. Suntem responsabili de vorbele noastre. Suntem responsabili de ceea ce vorbim înaintea lui Dumnezeu. Vă dați seama ce facem noi? Vă dați seama că și Hristos ne-a chemat să ne iubim? Vă dați seama că și Hristos ne-a chemat să ne slujim unii altora în dragoste? Și dacă ai o abilitate, trebuie să o pui în slujba lui Dumnezeu. Și trist este că aud și spun lucrul acesta, că aud unii când iasă cu tare la amvon, plec. Ascultă-mă bine, întoarce-te și pocăiește-te. Întoarce-te ca nu cumva să pleci și să fii rob al păcatului și să fii despărțit de Hristos, că vei fi odată, căci Duhul Sfânt nu vorbește în vânt. Dumnezeu nu ne înștiințează doar ca să fim înștiințați. Dumnezeu ne vorbește ca noi să luăm aminte și să ne întoarcem la Dumnezeu. Ca nu cumva acei șeri și această vorbire, clevetire, să se facă tot mai groși, să fim la un moment dat, să plecăm din biserică și să ne pierdem chiar și mântuirea. De ce? Fiindcă ne mușcăm unii pe alții. Haideți să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne placă Evanghelia și așa atunci vom fi slobozi în Hristos. Haideți să punem la inimă și să ne apropiem de Dumnezeu. Dragii mei, aceasta este libertatea în Hristos, să recunoaștem ceea ce am făcut. Și atunci când vei recunoaște ceea ce ai făcut, Hristos te va face slobod. Hristos ne va aduce libertatea aceea și dacă nu mai simți bucuria în Duhul, nu mai simți fiindcă ești rob. Nu mai simți pentru că te apasă și pentru că vorbirea ta nu este o vorbire și pui în dubii multe lucruri. Haideți să ne placă Scriptura și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vrem în adevăr ca Dumnezeu să ne facă să fim liberi. Vrem în adevăr ca sfârșitul vieții noastre să fie un sfârșit fericit împreună cu Dumnezeu. Să ne putem bucura și în împărăția Lui. Să ne putem îmbrățișa, dacă vreți, să ne slujim unii altora și într-o zi să ne putem bucura în împărăția lui Dumnezeu. Un alt lucru care vreau să subliniez este însăși faptul acesta care l-am mai repetat. Libertatea creștină nu înseamnă libertatea de a ne socoti legea, de a ne socoti cuvântul lui Dumnezeu. Și am citit din Romani 7, acele versete importanță de ce a venit legea, ca să ne arate că suntem păcătoși, ca să ne arate că avem nevoie de Hristos. Mi-a plăcut gândul unui om în care vreau să vi-l spun și vouă. Sunt unii care vor să se bucure de această libertate în Hristos fără să treacă prin fața legii.
fără să treacă pe la Moise, adică fără să fie condamnați de legea lui Moise. Dar dacă vrem mântuire, noi trebuie să avem parte întâi de condamnarea legii, să recunoaștem, să stăm în fața Scripturii și să privim în ea, să ne oglindim privirile în ea și când citim din ea să vedem și să ne condamne pe noi înșine și să recunoaștem în noi că avem nevoie de Dumnezeu. Noi trebuie să acordăm prioritate legii lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu. S-au schimbat din lege, da, este adevărat, lituarurile care erau la templu. Nu mai este nevoie să aducem jertfă, țapi ispășitori, că este Hristos Iisus, mielul fără cusur, care s-a dat jertfă pentru noi. Dar noi trebuie să citim, să trecem pe la lege. Noi trebuie să trecem pe la Moise, să fim osândiți de legea care a fost dată prin Moise și apoi să ne ațintim privirea la Hristos, care este sursa, care ne-a mântuit, care ne-a izbăvit. Binecuvântat să fie Domnul! Haideți să-i cerem lui Dumnezeu și să-i cerem puterea aceasta. Doamne, dă-ne puterea aceasta să ne apropiem mai mult de Scriptură. Dă-ne puterea aceasta în adevăr, să punem la inimă cuvântul Tău, să ne placă Scriptura și să fim în adevăr liberi. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, zic ca Dumnezeu să ne întărească și în adevăr să ne putem bucura de libertate. Păcatul să nu mai stăpânească, să nu mai domnească în trupul nostru muritor și să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, din morți cum eram, și să punem în slujba lui Dumnezeu mădularele noastre și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Zic ca Dumnezeu în adevăr, dacă Scriptura în această seară ne-a osândit, dacă cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat că suntem vinoveți, haideți să ne întoarcem la Dumnezeu, haideți să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne facă liberi, să ne putem privi în ochi unii pe alții, să ne putem da mână de pace unii cu alții și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mă opresc la aceste gânduri și zic ca Dumnezeu să ne da puterea aceasta să trăim în adevăr, să fim liberi, să fim liberi față de păcat, să fim liberi și să nu mai domnească peste noi păcatul, ci să fim liberi în Hristos. Amin.